Florina Jocu aici în calitate de vicepreședinte al viitoarei Federației a Ghizilor de Turism din România. Câteva concluzii la final de conferința de la Oradea. Când am venit la Oradea, am fost puțin sceptic, să zicem. În cele câteva zile petrecute la Oradea și în împrejurii, mi-am dat seama că am atins câteva puncte foarte importante. Am văzut orașul, atâta cât s-a putut și cât a lăsat vremea. Am văzut câteva obiective din jurul Oradei și împreună cu ceilalți ghizi veniți din toată țara, că am văzut ghizi din Maramureș, din Constanța, din Bucovina, București sau Timișoara, ne-am strâns la un loc, am lucrat împreună pentru binele nostru, că de-aia ne-am strâns până la urmă, ca să lucrăm pentru binele nostru, că dacă nouă ne e bine, ca ghizi, și turismului îi va fi bine, iar țării, indirect, îi va fi la fel de bine. Astăzi, în momentul în care filmăm noi, este Ziua Internațională a Ghidului de Turism. Aș vrea să transmit un mesaj, atât ghizilor internaționali, de ce nu, cât și celor din România. Dragi colegi, iubiți-vă țara! Și dacă vă iubiți țara, o să faceți bine ce faceți și atunci va fi perfect pentru toți. La mulți ani!